Avem o problemă în care avem următorul enunț. Un om bate în perete un cui cu o forță de 600 N care face o înclinație cu peretele de 30 de grade. Vârful cuiului are 2 cm pătrați. Se cere presiunea exercitată de om asupra peretelui. Întâi scriem datele problemei. Forța cu care apasă omul asupra cuiului este de 600 N, aria vârfului cuiului 2 cm pătrați, unghiul alfa cu verticala, adică peretele, de 30 de grade și se cere presiunea. Mai întâi facem transformările în sistemul internațional, forța este deja în newton, avem aici la arie. Scriem valoarea, copiem valoarea din față, deschidem paranteză, în paranteză punem un centimetru simplu are 1 pe 100 metri și ridicăm la puterea a doua. Copiem iarăși valoarea și ridicăm paranteza la pătrat. 1 la pătrat 1 supra 100 la pătrat 10.000. Și bineînțeles metru pătrat. Avem acum datele problemei transformate în sistemul internațional. Scriem formula presiunii. Presiunea este forța de apăsare normală, adică perpendiculară, asupra suprafeței, supra aria suprafeței pe care se exercită această forță de apăsare normală. Prin urmare, aria o avem deja calculată în metru pătrat, trebuie să aflăm forța normală. Vă voi arăta două metode de a reprezenta forțele și de a afla forța normală. Ducem pe o axă, să zicem, pe verticală. Asta este în sus. Și o axă pe orizontală. Deocamdată le facem punctate. La intersecția lor punem originea 0 și măsurăm cu peretele, adică cu verticala, unghiul de 30 de grade. Punem linia raportorului pe verticală și de la verticală punem aici un punct unde avem 30 de grade. Apoi vom lua ca etalon un centimetru pe hârtie să reprezinte 100 de newton, că ne încape. Desenăm forța de 600 de newton pe direcția de 30 de grade cu verticala de 6 cm. Prima dată vă arăt metoda grafică. Este și cea mai ușoară. Deci aici avem forța F. Când reprezentăm, punem și semnul de vector. Apoi, am învățat în clasa 7-a cum se descompune un vector după două direcții perpendiculare între ele. Din vârful vectorului se duce o dreaptă perpendiculară pe una din axe. Am început cu orizontala. Și aici avem, priviți, chiar forța perpendiculară pe perete, adică chiar forța normală. Forța normală, care trebuie să o aflăm noi. Și să o ducem și pe cea tangențială din vârful vectorului forței, ducem perpendiculară și pe cealaltă axă și aici avem forța tangențială. Aceasta nu ne interesează să o aflăm, dar ca să fie complet desenul. Forța tâmic tangențială. Dacă folosim metoda grafică, măsurăm segmentul forței normale și observăm că este de 3 cm. Înmulțită cu etalonul, ne dă că forța normală este de 3 ori 100, adică 300 de newton. Iată cum am aflat forța normală cu metoda grafică. Mai putem afla cu
sin și cu cosinus. Deci avem aici unghiul de 30 de grade cu vertical. Și înseamnă că acest unghi din acest triunghi dreptunghic, OFFN, este de 90 minus 30, adică 60 de grade. Ca să scoatem pe FN, deci forța normală, vom aplica funcția de cosinus în acest triunghi. Și spunem, cosinus de 60 de grade este egal cu cateta alăturată, adică OFN, adică FN, supra ipotenuză F. Și de aici îl scoatem pe forța, scoatem forța normală, egal cu produsul pe cealaltă diagonală. Forța F ori cosinus de 60 de grade. Și înlocuim. Forța F avem 600 ori cosinus de 60 de grade este 1 pe 2. Și ne dă, iată, cum ne-a dat și prin metoda grafică, 300 de newtoni. Și acum înlocuim în formula presiunii. Deci avem forța normală, ne-a dat 300 de newtoni, supra area 2 pe 10.000. Egal. Copiem fracția de la numărător, 300, și o mulțim cu fracția de la numitor, răsturnată, inversată. 10.000 supra 2. Împărțim pe 30 la 2, ne dă 15. Și au mai rămas aici 5 de 0, observați, care îi copiem. 2, 3, 4, 5, mai înmormat. Deci 30 împărțit la 2 am făcut 15. 1, 2, 3, 4, 5. Și ne-a dat, deci, o presiune de, priviți ce mare este, 1.500.000 de pascali. Dacă am înlocuit și forța și area în sistemul internațional, newton pe metru pătrat, ne-a dat, deci, exact unitatea de măsură pentru presiune în sistemul internațional pascal.